Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisi. Astăzi vom pregăti castraveți în saramură. Haideți să vedem care sunt ingredientele pentru această rețetă. Avem nevoie de castraveți, mărar, frunze de țelină, sare gronjoasă neiodată, zahăr, oțet, câteva tije de hrean, condimente pentru murături, boabe de piper, boabe de muștar, ardei iute, frunze de dafin și usturoi. Pentru început ne ocupăm de saramură. Eu am aici o cratiță cu 1,5 litri de apă, în care voi pune 1,5 lingură de sare. La fiecare litru de apă puneți 1 lingură de sare gronjoasă. Voi pune și 1 lingură de zahăr. Și 1,5 lingură de oțet. Și lăsăm apa să fiarbă până când se va topi sarea. Nu trebuie lăsată foarte mult să fiarbă, doar atât cât să dea un clocot sau două. Saramura este gata. Voi opri focul. O voi lăsa deoparte să se răcorească, timp în care ne vom ocupa de castraveți. Într-un borcan voi pune la bază mărar, piper, semințe de muștar, frunze de țelină, o frunză de dafin și 2 căței de usturoi. Voi așeza castraveții. Printre castraveți voi pune câteva tije de hrean. Ardei iute, opțional. Voi mai pune o frunză de dafin. Că 2 căței de usturoi. Încercați să băgați printre locurile goale. Hrean. Câteva frunze de țelină. Și saramura, care s-a mai răcorit. Dragii mei, aceasta este rețeta mea de castraveți în saramură. Vă recomand ca să țineți borcanele pentru 2 zile la loc cald, după care le puteți transfera într-un loc rece. Castraveții vor fi gata de servit în aproximativ 4 săptămâni. Dragii mei, sper să vă placă rețeta mea.
Dacă vă plac rețetele noastre, vă rog să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Până la următoarea rețetă, vă doresc o zi bună!